istoria crizelor din ultimii 120 de ani. Astăzi, episodul cel mai important, mama tuturor crizelor, criza care se analizează și la distanță de 90 de ani în continuare, și anume The Great Depression, criza din 1929-1932. in the of Wall Street.

În primul rând, trebuie să știm că după primul război mondial, America își impune economia în toată lumea. Deja, odată cu Theodore Roosevelt, odată cu oamenii care au făcut America, Rockefeller, Carnegie, Ford, JP Morgan, economia americană și dolarul american sunt în ce în ce mai puternici. Și acum știți foarte bine, Federal Reserve-ul se creează în 1910, același președinte Woodrow Wilson semnează decretul prin care ia ființă Federal Reserve-ul, dolarul este unic, este tipărit de Federal Reserve, nu mai este dolar la fiecare bancă din America și el este legat de aur. Nu avem încă acordurile de la Bretton Woods, dar etalonul aur funcționa și în anii 20 și contra unei unei cantități de aur primeai mereu aceeași sumă de dolari și invers, cu dolarii respectivi puteai să cumperi aur și aurul cu dolarul nu se devaloriza e, lucrurile astea încep în 1920 după piața, pacea de la Versailles la Versailles după primul război mondial președintele Woodrow Wilson și armata americană care de fapt a întors soarta în favoarea aliaților pentru că altfel nu se știe dacă nemții și austro-ungarii nu ar fi reușit să câștige războiul după ce deja terminaseră cu rușii și cu frontul de est prin Marea Revoluție din octombrie. Președintele Woodrow Wilson a fost primit în prima vizită oficială a unui președinte pe teritoriul european cu surle și trâmbițe. Aclamat și așa mai departe primele două săptămâni tot Parisul a vorbit decât despre sosirea președintelui Woodrow Wilson. Acolo erau și Lloyd George din partea Marii Britanii, Marele Clemenceau, numit și Tigrul, și acolo s-au pus bazele societății națiunilor, care ar fi trebuit să apere omenirea de un viitor război mondial. Experiența primului război mondial se pare că nu a fost bine interpretată, deși președintele Wilson a avut el o chestie în 14 puncte pe care a vrut să o supună la vot tuturor, și anume ca fiecare popor să să hotărească în ce țară vrea să trăiască, autodeterminare, autogestiune, în sfârșit lucruri despre care vorbim abia azi. În același timp, el a venit cu ideea Societății Națiunilor și, culmea, Congresul lui nu a ratificat ideea președintelui, astfel încât Societatea Națiunilor de la Geneva, care a existat până în 1939 la declanșarea celui de-al doilea război mondial, nu a avut niciodată între membrii și pe Statele Unite, deși președintele Wilson a scris statutul și el a venit cu ideea creierii unei societăți care să arbitreze conflictele între popoare, conflictele între națiuni. Știți foarte bine că la Societatea Națiunilor primii au plecat japonezii, după aceea Hitler, după aceea italienii care s-au apucat și au atacat Etiopia, au ocupat-o fără să ceară voie nimănui și făcând ce doresc ei, Hitler a continuat și s-a ajuns la al doilea război mondial. Dar până la al doilea război mondial, între 1920 și 1929, avem de-a face cu cel mai mare boom economic din istoria omenirii. Deja, gospodăriile americane își puteau permite mult mai mult decât clasa medie își permite poate chiar și șase. Trebuie să știți că între 1920 și 1929, un forte ajunsese să coste sub 200 de dolari și putea să-și îl cumpere până și un muncitor. Și aia eram în 1920, gândiți-vă că la noi o Dacie costa 70.000 de lei pe vremea lui Ceaușescu și trebuia să aștepți la ea 5 ani. E un forte puteai să l cumperi cu salariul pe jumătate de ani de muncitor într-o fabrică unde să plătea cât de când bine. E, lucrurile astea au dus la un consum deșănțat. Deșântați, ce să vă spun, s-a produs din ce în ce mai mult și s-a consumat din ce în ce mai mult. Dobânzile erau la zero, toată lumea se împrumuta, consuma, trăia. Culmea e, că în perioada asta, în America, se votează și al 18-lea amendament, adică prohibiția, interzicerea consumului de alcool. În aceeași perioadă apar și mafioții care beneficiază de acest boom economic și vând alcool pe sub mână, astfel încât, deși există prohibiție, toată lumea își dorește, cum își dorește acum să ducă să spargă în figură la nuba, să bea whisky sau bere ilegal într-unul din barurile din demisolurile New Yorkului sau Chicagoului sau mai știu eu unde. Cel mai rău lucru a fost că bursa care a crescut spectaculos între 1920 și 1929 a deschis un procediment nou care există și astăzi și anume cumpărarea cu levrici, cu bani împrumutați. Cei care cumpărați CFD-uri în ziua de azi aveți grijă pentru că așa au făcut și oamenii care au cumpărat acțiuni în perioada 1920-1929. Ca să vă dau un exemplu, cam cum e Apple sau Nvidia în ziua de azi, atunci exista o firmă pe care toată lumea vrea să o cumpere, Emi, făcea discuri din vinil. Ca să înțelegeți, un Ford te costa 200 de dolari și o acțiune la Emi ajunsese 1000 de dolari. 1000 de dolari plecând în 1920 de la câțiva cenți. Vă dați seama că nu e că toată America a ascultat discuri de vinil de la Emi, că mai aveau și concurenți, dar toată lumea cumpăra aceste acțiuni pentru că muzica, jazz și toată nebunia anilor 20, sau anii nebuni, cum s-au mai numit ei, îi făcea pe oameni să creadă, după un război atât de greu, că poate să-și permită orice, și viața e frumoasă, și totul va merge numai în sus. Și a mers în sus până în 1929. În 1929, producția a depășit cu mult cererea. S-a produs atât de mult pe stoc, astfel încât Ford a trebuit să dea cadou la toți angajații două mașini pe care aceștia la rândul lor să le dea cadou. Și tot n-a scăpat de stocul pe care îl avea. Ceea ce a fost foarte ciudat este că brusc bursa de la New York s-a prăbușit. Și cum s-a prăbușit? Ea a dat semne încă din luna august, septembrie. În Joia Neagră, pe 29 octombrie, au început să vândă acțiuni. Și au început să vândă acțiuni, acțiuni împrumutate. Gândiți-vă că foarte mulți împrumutau acțiunile și el trebuiau să le plătească după trei zile. Cum e și acum la BVB, că plata se face și de contarea și schimbul de proprietate și de bani după trei zile. E tu cumpărai acțiuni, să zicem, la Ford, după o zile vindeai, câștigai 5% și nici nu mai trebuia să le plătești după 3 zile, că deja banca știa că ai de încasat și vei încasa mai mult. Și să ajunsese unii mai șmecheri, cumpărau acțiuni fără să aibă nici măcar leverage ăsta de 10% pe care vi-l cere CMC, Saxo Bank, la CFD-uri. Deci, efectiv, lumea cumpăra acțiuni pe datorie fără să gajeze cu nimic. Și lucrurile s-au prăbușit. În momentul în care s-au prăbușit, brokerii au dat faliment, brokerii care au împrumutat cu bani pe cei care au cumpărat acțiuni, băncii le au dat faliment, totul s-a dus în faliment, criza de lichidități a fost imensă, la început lumea s-a dus să-și vândă acțiunile, nu mai avea cui să le vândă, după aia s-a dus să scoată banii, ranul bancar nu a avut de unde să-și retragă banii pentru că falimentele bancare au fost unul după altul și foarte puține bănci au supraviețuit și tot așa. Concluzia pe care o tragem este că atunci când cumperi pe ceea ce s-a întâmplat și la criza din 2008, da, într-o formă mai modernă, nu știi cum să termină. Nu știi dacă vei reuși să vinzi din profit, iar dacă nu reușești să vinzi din profit, trebuie să te gândești că vei avea de dat poate 50% sau 70% din valoarea acelui activ. Dacă voi vă cumpărați azi o casă pe datorie, o să fiți siguri că acea casă nu poate să scadă cu mai mult de 10-15%, stați în ea și nu e nicio problemă. Atât timp cât stați în ea, puteți plăti la infinit la ea, că nu e nicio problemă. Dar dacă ați cumpărat-o, să o închiriați sau să o vindeți mai scump, s-ar putea ca acea datorie să vă strice socotelile, să fiți nevoit. Și știți foarte bine că așa s-a întâmplat în 2008, când mulți ați vândut terenuri și case în pierdere. Și dacă nu vreți voi să le vindeți că le-ați mai ține, vi le vinde banca că nu mai sunteți capabili să plătiți ratele. Și același lucru s-a întâmplat și cu acțiunile cumpărate pe credit în 1922. Ca să vă dau un exemplu, în 1929 indicele Dow Jones era 640 de puncte și l a ajuns în 1932 la 41 de puncte o să spuneți adevărat, dar din 1932 la 41 de puncte, la sfârșitul anului 2023 era 37 de mii. Și asta e adevărat. Dar trebuie să știți că există indici bursieri care nu s-au mai întors de acolo de unde au picat. Vezi celebru indice Nikkei japonez, care deși au trecut 26 de ani, 28 de ani, el nu mai atinge nivelul de la începutul anilor 90 de 47 de mii. Când e 33 de mii, ne bucurăm. La indicele Nikkei, până acum câțiva ani, se zbătea între 18.000 și 25.000. Și el, în, în timpul ăsta, nu mai e 1 dolar 70 de ieni, ci un dolar 140 de ien. Deci, dacă cei care au investit în anii 90 în boomul japonez, nici în ziua de azi nu poate să-și vândă acțiunile în profit și poate cu toate dividendele obținute să iasă cu chiu cu vai pe 0-0. Dar asta după 28 de ani. Deci, cine crede că dacă cumperi un indice bursier și îl ții sau cumperi un ETF pe S&P și îl ții, când vrei după 10 ani, îți plătești în școala copiilor și câștigi? Da. Dacă prinzi perioada 2008-2024, dar dacă cumva prinzi perioada 2000-2009 sau dacă prinzi perioada. 1929, 1969, nu mai recuperezi așa ușor. Pentru că e drept că indicele s-a prăbușit, dau jos de la 600 la 41 de puncte. În 1932. Dar știți când a mai atins 600 de puncte? După ce Kennedy fusese asasinat, adică haha, în perioada Lyndon Johnson, Nixon, în anii 68-62. Asta înseamnă că în fiecare criză trebuie să învățăm câte ceva. Ce învățăm în criza asta? Să nu cumpărăm active, mai ales active de risc, cu bani împrumutați. Și vă dau sfatul ăsta pentru marea majoritatea voastră care jucați cfd -uri. Nu cumpărați nici criptomonede cu bani împrumutați, pentru că acel leverage va fi de norocirea voastră. Nu veți putea să veniți cu de acasă să țineți marginea, și la o prima cădere mai mare, chiar dacă criptomoneda în timp să va duce în sus, va trebui să vindeți în pierdere. Știți bine că mulți ați cumpărat Bitcoin la 69 de și nu ați putut să le țineți până în ziua de azi dacă nu le-ați plătit integral. Altfel, stați un an, 2, 3, 10, 15 și aveți șanse să vă recuperați investiția. Alt lucru foarte important. Nu produceți păstoc. Omenirea a învățat să nu producă păstoc. Și iar alt lucru foarte important, ceea ce n-am învățat în criza din 1929 32 este că atunci a avut loc o selecție naturală. Acea selecție naturală a dus la șomaj de 25% la oameni care s-au sinucis. Dar selecția naturală, faptul că președintele Cuvă nu a intervenit în economie, Faptul că Federal Reserve -ul nu a făcut quantitative easing, nu s-a apucat să tipărească bani să-i arunce în piață pentru a crea lichidități, a făcut ca acele companii bune să supraviețuiască, iar altele nu. Faptul că în 2008 nu am avut la criza subprime o selecție naturală și că în afară de Lehman Brothers, bine mersi, toată lumea să plimbă fericită și în ziua de azi, Deși au nenorocit investitori și așa mai departe. Știți foarte bine că acționarii lui General Motors, luată de stat, astăzi General Motors în continuare valorează miliarde, dar acționarii din 2008 n-au primit nicio despăgubire, nici la bonuri, la obligațiuni, nici la acțiuni. Și-au pierdut tot. De cât o scrisoare frumoasă de la domnul Obama, care le-a mulțumit că au acceptat acel faliment care n-a existat. Dacă GR Motors dădea faliment, eram dispus să pierd și eu. Dar dacă eu pierd investind la GR Motors și în continuare GR Motors există, fără să o fi cumpărat cineva și să-mi dea și mie un cent pe acțiune sau ceva, nu mai e corect. E, aceste lucruri care s-au inventat în anii 2000 și care ne-au păzit de crize, sunt binevenite. Și o să spuneți, dar nu-i mai bine ce s-a întâmplat în 2008 și a revenit la o economie care duduie și așa mai departe decât să o ducem uh, ca în criza din 29-32 care oricum nu s-a terminat decât cu al doilea război mondial? Ba da, e mai bine. Numai că ce nu știm noi că după ce facem quantitative easing în 2008, quantitative easing la pandemie în 2020 și o mai faci un quantitative easing în următoare, următoarea criză Banii tipăriți Nu-i mai scoate nimeni Vine o inflație galopantă Și acea criză nu știm Cum o vom gestiona Eu rămân la ideea Că măcar o bucată de selecție naturală Ar trebui să existe din când în când Altfel vor exista Multe firme Cum există și criptomonede Ca Dogecoin sau mai știu eu Care și Bainu Care cresc fără niciun rost, cum există și uh, firme, celebrele GameStop. Vă aduceți aminte cum a crescut în 7 dolari, în 550 de dolari și astăzi unde suntem? Tot acolo. Deci, selecția naturală este binevenită. E o lege a junglei, e o lege pe care am învățat-o din natură, din reniu animal, dar care e bine să fie aplicată și în lumea financiară, mai ales în lupta dintre societăți. Într-un moment de criză se vede cine sunt managerii buni, cine sunt managerii care reușesc să-și să, -și salvi, să -și țină pe linia de supraviețuire firma și care trec peste aceste momente grele. La fel cum trebuie să spun și știu toți cei care lucrează cu mine, că e foarte ușor să câștigi la bursă dacă ai ghici sensul. E cum salvezi o poziție când nu ghice sensul. Dacă e ceva ce am învățat și la care pot să spun că mă pricep, este să salvez poziții pierzătoare. Deci, trageți concluziile pe care vi le-am spus și din criza din 29-32, să sperăm că așa ceva nu se va mai repeta niciodată, dar e bine ca din când în când să aveți cât o selecție naturală. Asta e ideea esențială. Share, like, subscribe și continuați să urmăriți Feed Your grid pe TikTok și pe Instagram feed your grid official